Continuă modernizările la Spitalul Județean de Urgență Slatina. Pe lângă fondurile alocate în fiecare an din bugetul Consiliului Județean, autoritățile locale vor să acceseze și fonduri europene, iar acest lucru este posibil în cadrul programului operațional regional care oferă finanțare unităților medicale care au investit în trecut în modernizarea unităților de primiri urgențe și a policlinicilor. Suntem într-un parteneriat cu Ministerul Sănătății, inclusiv cu Consiliul Județean, și urmează ca în perioada imediat următoare să aprobării în Consiliul Local să depunem acel acord de parteneriat, iar Spitalul Județean Slatina să primească o finanțare prin Ministerul Sănătății. Banii vor fi folosiți pentru investiții în tot spitalul, respectiv renovări de secții sau extinderi pentru îmbunătățirea condițiilor de care vor beneficia pacienții. Investiții în infrastructură, predominant reparații sau continuări de lucrări. După ce proiectul va fi aprobat, sumele vor fi direcționate către lucrări de modernizare necesare în mai multe secții ale spitalului. Potrivit conducerii unității medicale, lista de priorități va fi stabilită în perioada următoare, astfel încât de anul viitor să înceapă și lucrările.